ce revistă cu benzi desenate interesantă! Suzy, ia uite ce am eu! Ce e asta, Sammy? E un bilet la loterie? Da, Sue! Vreau să câștig o casă unde să-mi pot depozita toate rechizitele! Nu suntem noi meșteri? Putem face singuri o astfel de casă? Haide! Putem? Vin! Salutare, dragilor! Azi vom face o căsuță pentru Sam al nostru! Sue, nu știu ce casă să aleg! Poate pe asta? E colorată! Sau poate alta? Sunt confuz! Ce zici de casa barocă? Barocă? E un fel de înghețată? Nu ar fi frig într-o astfel de casă? Oh, Sammy, nu știi? Atunci ar trebui să studiem istoria arhitecturii încă de la începuturi! Primele case au apărut înaintea erei noastre. Le-au construit oamenii primitivi. Au folosit peisajele naturale, cum ar fi peșterile, de exemplu, și alte tipuri de adăposturi. Sue, cum se descurcau fără magazine și dulciuri și nu le era frig? Strângeau plante și vânau animale sălbatice. Oamenii le foloseau blana drept haine ca să se încălzească. Au învățat să facă și focul. Îi ajuta nu numai să se încălzească, dar și să gătească mâncarea. Sam, ce faci? Fac focul, evident! Nu merge așa! Atunci cum? Sammy, cred că ne-am îndepărtat de la subiect. Hai să revenim la case! Mai târziu, oamenii au învățat să nu folosească doar resursele naturale, ci să-și creeze și ei singuri adăposturi. Atunci suntem și noi cam primitivi, adică și noi stăm în case de lemn. Nu, Sammy, casele noastre sunt făcute din materiale mai durabile și mai moderne, spre deosebire de căsuța asta. Interesant, dar ce a urmat? Următoarea etapă semnificativă pentru arhitectură a fost Egiptul Antic. Wow, am auzit că oamenii locuiau în piramide acolo, nu-i așa? Nu chiar, Sammy. Piramidele erau monumente istorice construite în onoarea faraonilor. Știu de faraonul Tutankhamon. A devenit faraon când era foarte mic. Asta înseamnă că pot să devin și eu un faraon? Sigur, ai putea fi primul slime faraon. Piramidele alea sunt încă învăluite în mister, apropo. Adică, cine le-a construit, dar mai ales cum? Sammy, ce faci? Încerc să construiesc o piramidă din biscuiți Oreo. Iar ai dat-o în bară. Ce vrei să spui? Iar? Sammy, în timp ce vorbeam, am terminat balconul. E grozav! Apropo, chiar ți se pare că e baroc? Sio nu seamănă cu niciunul dintre stilurile pe care le-am studiat până acum. Atunci hai să continuăm! Următoarea perioadă importantă a fost Grecia Antică. Sammy, știi ceva despre ea? Haide, povestește-ne! Știu că oamenii cultivau măsline acolo pentru că e foarte cald. În plus, cei mai importanți filozofi au trăit atunci. Prieteni, știați că Grecia a fost faimoasă pentru clădirile ei care aveau coloane masive? Acele coloane puteau ține chiar și cele mai grele și complexe construcții. Deci, Sammy, ce o să ții în casa ta? Poate că o să-mi pun pixurile acolo, sau poate că o să mă pun pe mine acolo, sau poate că o să stăm împreună. Ai devenit brusc filozof? Poate că da, poate că nu. Atunci ești primul slime filozof din lume. Poate, totul este efemer în viață. Dragilor, dacă vreți să vedeți rezultatele, dați-ne un like și fiți pe fază. Ok, prieteni, hai să continuăm să învățăm despre case. Știți cine a introdus arcadele și construcțiile semicirculare în arhitectură? Grecii antici! Cea mai faimoasă construcție a fost Coloseumul. Acolo se țineau luptele cu gladiatori? Sammy, ne gândim la același lucru? Da, Sue! Un moment! Vin imediat! Deci, să înceapă lupta! În colțul albastru... Slimius Sam! Sunt pregătit să mă lupt! Și în colțul roșu, delicioasa Nutella! Să înceapă bătălia! Eu sunt așa plin de Nutella că simt că o să pic! Sammy, ai fost grozav! Dar trebuie să ne continuăm DIY-ul! O să avem două suporturi de pixuri, unul în stânga și unul în dreapta! Suzy, ușor, ușor DIY-ul nostru începe să arate organizator casă! Sfinte, plăcinte, e atât de cool! Îmi place aici și chiar și acolo! E aproape gata! Hai să prindem piesa asta aici! Pac! Suzy, am văzut de curând familia Adams. E o casă în același stil?
Nu chiar semi, stilul gotic e un pic diferit. E caracterizat prin vitralii și catedrale cu turle ascuțite. În plus... Ah! Ce se întâmplă, Semi? Ah! Ce se petrece? Sunt contele Dracul Sam! Nu cunosc niciun Semi! Semi, termină! M-ai speriat așa de tare! Scuze, Siu, dar contele Dracula e și el legat de stilul gotic, nu? Scuze dacă te-am speriat! Și sper că nu am stricat DIY-ul nostru! E ok, Sam! DIY-ul ăsta iese super cool! Uite ce balcon! Iar aici avem o imitație de zidărie și un frumos gard semicircular pentru pixurile tale! Acum mai trebuie să facem un sertar pentru rechizitele mici, deci hai să ne apucăm de el imediat! Ok, trebuie să prindem pereții ăștia lateral de bază. Semi așa de tăcut! Unde e slime-ul ăla mic? Sunt aici, Suzy! Apropo, voiam să te întreb care e următoarea etapă a arhitecturii? Stilul ăla gotic sumbru a fost urmat de renaștere. Arhitectura acelei perioade era caracterizată prin forme geometrice, simetrie și austeritate. A început în țările europene, în Italia mai exact. Suzy, Leonardo da Vinci și Michelangelo au trăit atunci, nu-i așa? Corect! Acești artiști faimoși și inventatori ai vremii respective au avut un mare aport la dezvoltarea culturii. Siu, vreau și eu să fiu grozav și să contribui cu ceva în lume! Ah, Semi, îți poți demonstra talentul artistic decorând casa noastră! Deci, casa e aproape gata! A mai rămas puțin de făcut! Dragilor, dați-ne un like și apăsați clopoțelul ca să nu ratați nimic! Prieteni, e timpul să ne vopsim casa! Semi, ce culoare crezi că ar trebui să alegem pentru zidul principal? Cred că albastru deschis! O să se asorteze tare bine cu toate celelalte culori ale casei! Cum zici tu, Semi? Îmi place alegerea ta! Apropo, din moment ce știi deja multe despre istoria arhitecturii antice, cred că e timpul să-ți spun ce-a urmat! Desigur, Siu! Și mai multe detalii, te rog! Vreau să devin cel mai mare slime arhitect din lume! Următoarea etapă importantă din dezvoltarea arhitecturii a fost construcția industrială. Oamenii au început să folosească metalul și sticla, adică mult de tot! Siu! Nu era prea sumbru și trist să trăiești în lumea aia rece de metal? Nu! Metalele erau folosite pentru întărirea structurilor și sticla era un tip de decorațiune. De fapt, tipul ăsta de arhitectură este popular în construcții chiar și în prezent. Ai început deja să pictezi! Vreau și eu! O clipă! Mă duc să-mi aduc pensulele! Grozavă idee, Semi! E mult mai distractiv să lucrăm împreună! În plus, putem termina mai rapid! Siu, te super dacă folosesc movul! Normal că nu, Semi! E casa ta și poți alege orice culori vrei! Și gata! Siu, cred că am terminat cu peretele ăla! Semi, am vorbit atât de mult de arhitectură azi, dar este foarte prezentă în industria filmelor de animație! De exemplu, îmi place arhitectura din filmul de animație Coco! E așa frumos acolo! Casele din orașul morților au același stil. Sunt multe lumini și felinare și o grămadă de culori intense. Iar eu ador filmul de animație numit Up. E acolo o casă care zboară cu baloane. Deși să știi că îmi place casa noastră mai mult. Iu, ador cum a ieșit, dar mai avem mult de lucrat la ea. O să pictăm peretele ăsta în culoarea lămâilor. Casa noastră o să fie la fel de colorată ca acelea din desene. Unde a dispărut Semi de data asta? Sunt aici, Suzy! Vopsesc spatele casei! Prieteni, ce ziceți de un strop de roz? Grozav! Hai să vopsim podeaua balconului nostru cu această culoare frumoasă! Semi, cred că poți să stai liniștit când vine vorba de mâncatul Nutelei pe balconul ăsta! Da! Abia aștept să fac asta, Siu! Grăbește-te! Hai să terminăm casa mai repede! Ai răbdare, Semi! Mai avem mai puțin de jumătate! Semi? Da, Suzy? Aproape am terminat! Ce? Cum?
Vezi? În timp ce tu visai cu ochii deschiși în hamacul tău, eu am terminat de vopsit! Siu, dar am stat doar un minut! Wow! E atât de frumoasă! Cum ai reușit să termin atât de repede? Am folosit un pic de magie! Și acum e timpul pentru decorațiuni! Decorațiuni! Ura! De data asta sigur nu o să ratez nimic! Dragilor, ce decorațiuni credeți că a pregătit Sam pentru casă? Siu, am terminat! Privește! Uite cât de cool a ieșit! Wow! Bravo, Sammy! Chiar îmi plac steagurile astea colorate! Arată minunat! Mai trebuie doar să o umplem cu rechizite acum! Markerele colorate merg aici! Pixurile Lego aici! Radierele colorate merg aici! Iar aici sunt niște bilețele colorate! Și în sertarul ăsta o să punem un caiet colorat, niște lipici și alte chestiuțe! Prieteni, uitați ce organizator colorat în formă de casă am făcut! E atât de frumos! Oh, Sammy, nu crezi că e atât de cool casa noastră încât să nu mai ai nevoie de loteria aia? Știi, ai dreptate! A ieșit chiar și mai bine decât mă așteptam! Mă bucur să aud asta! Dragilor, dacă și vouă vă place, dați-ne un like și abonați-vă! Pa, pa! Pe curând, băieți și fete!